domn sergent, ce bine că avem și noi permisie, că n-am mai fost la munte de când... De când își permim ăștia să târzie la întâlnire? Păi aveai tu dita mai sergentul la fix și, ei, nu? Unde le-ai dat întâlnire? Păi pe peron, șeful, că e cel mai cunoscut loc din gara asta. Păi și noi ce căutăm acum în triaj? Păi ce să facem? Așteptăm să ne scoatem picioarele din macazul ăsta, idiot! Auzi, Bochiorete, dacă tot întârzie sergentul ăsta, mă duc și eu până la coafor să mă aranjez un pic, că n-am mai fost de nu știu când la munte și nu pot să dau ochii cu el în halul ăsta. Băi, Mirandolino, vezi că nu e coafor dragă, e frizerie. Da, du-te, că poate îți dragi și tu mustața în sfârșit. Hai, sictir! Gata, salutare! Ha, salut, dar ce faci, bătrași, că tu nu vii cu noi cu trenul? Ba da, am luat-o ca să fug mai repede de naș prin tren. Ia uite-l, ia uite-l cu cocoașe! Să trăiți! Neața! Bătrașcă, bă, dar cocoașe stai mai deștept ca tine, bă! Ia uite, ăsta are trotinetă cu patru roate, na? Dar nu e trotinetă, domn caporal! E cărăț de hamal! Bravo, cocoașe! În sfârșit, ți-ai luat o meserie mai aproape de aptitudinile tale! De cât ca tine să dau amintea copiilor! Hai, băi, hai, băi! Bă, cocoașe, dar tu ce faci cu ăsta? Păi ce, eu sunt prostul vostru să vă car de fiecare dată bagajele? Chiorete, dar ce-i cu tine, mă? Tot elegant, tot elegant te porți. Trăiți! Ce să fac, domn sergent, dacă n-am decât soale de-astea de frime? Domn sergent, dar mă scuzați că intervin. Poate ați uitat dimineață, dă-n grabă, să vă puneți un pantof. Sau așa e mod acolo la munte? Nu, bă, Chiorete, ne-au rămas într-un... Gura, bă, că dai superior, vorbesc în locul tău. Ne-a rămas... Unde ne-a rămas... Le-am lăsat, bă, la un de-asta, la un pantofar, la gara de nord, ca să le ilustrească, mă, că nu o să-i întreb la babele în casă sau la cetățeanul vârf, omul cu pantofii năcleiți de noroi, nu? Pe de babele! Bucură-te, gerontofilule! Șeful, dar nu mai bine ne ducem și noi la Bran să vedem castelul lui Dracula? Vampirul tot la vampir trage, da, da. Păi, fată, tu te-ai țăcănit. Păi cum să mergi la Dracula? Vrei să te umple la dăsina? De unde, șef? De unde? Păi ce crezi că te mușcă cu dinț de unică folosință? Sau poate de data asta aș pune prezervativ pe dinți. Cumoasă, nici bine n-am plecat în permisie și mă ustură ochii, mă. De ce, șef? Că te fac cât de prost ești, bă! Păi cum să-și pune, mă, prezervativul în gură? Ce ești tâmpit? Păi cine ai mai văzut că face așa? Fetele de pe centura, domn sergent. Dar mi-a spus și mie cineva, ce vă uitați așa? Hai, gata cu prostiile, dați-i drumul, că pierdem trenul. Hai, la vagoane toată lumea. Hai, cocoașă, mișcă, ia stai, mă, așa, ia zi. Zi, mă. La ce de-astea a ieșit trenul, a? Nu știu cum să zic. Păi dacă nu știi, de ce mă ții, mă? Lipsește Gogoașe, domn sergent. Hai, Gogoașe, mai repede, că n-așteaptă locomotivarul după noi. Ce faci? Păi ce făcuți, bă, Gogoașe? N-ai zis, bă, că nu mai car cu cârca precum măgarul? Lasă-l, bă, că gena apă nu se face, ia uite. Hai, hai, lăsați gargara și hai sus să trec, că îl pierdem. Dumneavoastră, primul domn sergent, hai. Hai, bă, că mă ține brăcinare. Da. Bă, pupa, să crumezi că ți-a căzut basca. Mersi, bă. Hai, dar stai repede toți. Hai, sus. Cum e? Totul decurge așa cum am stabilit. Ați adus încărcătura? Da, am și pasat-o. Unde? În toaletă. Acolo nu poate să găsească nimeni. Ești sigur că nu vede nimeni acolo? Păi, în tren, cine se rugă șef cu masca de gaz? Bă, și-a luat careva masca de gaze cu el, mă?
Păi cum, domnul sergent, ați uitat că suntem echipaj civil? E, na. Hai. Eu mi-am luat-o, da, sergent? Și bine că suntem doi care puteți merge la WC-ul. Dar mai scăzi tu de... Îl pune din magazia asta de rahat, că nu mai avem loc pe culoarele trenului, bă, gogoași. Întrăiți, ocupat? Exact. Sunt niște militari. S-au descălțat. A, nu-i nicio problemă, suntem obișnuiți. Dați-vă că... Haideați, bă, că găsim noi mai în față. Lasă-i pe ăștia aceia. Ia uite, tomau, comparții mei liberații. Haideați, bă! Gogoașe, domn caporal, suntem aici. Bine că e gol. Stăm și noi mai relaxați, nu ne mai stresează nimeni. Ce sunt, dar noi avem bilete aici? Bilete? Păi cine crezi tu, bă, Gogoașe, că scoală niște amărâți de soldați după scaun, mă? Dă-l mai tare, mă! Dă-l mai tare, mă! Așa. Mă rog, hai mă rog, mă! Hai mă rog! Jocnim! Puneți-i lui Vasile! Bine! Mă rog, mă rog, sănătate! Sănătate și cu bine! Șeful ziceți că pe soldați nu scoală nimeni niciodată. Ajungem cu bine. De ce să-ți fac, mă, dacă te-ai îmbrăcat ca civili împuțiți? Șeful, știu eu cum să-i liberăm zona. Cum? Atac chimic. Corect. La comanda mea, declanșați atacul chimic. Unu... Și... No, ce fain că v-ați descălțat, că de mult vroiam să ne descălțăm și noi, dar ne-a fost jenă. A sosit momentul. Potriviți-vă ceasul. Teroare și putere. Teroare și putere. Nu uitați, patria e mândră de voi. Bună ziua, mă scuzați, e vreun loc liber pe aici? Pe la... Șeful, cred că nu mai e niciun loc liber aici. Păi atunci auzeam că treci tu în față, păi fată, că la gagici deschide mai repede. Ia, dă-te tu, sexoasă! Șeful, aici sunt vreo 10 găligani, nu cred că mai avem loc. 10, zici? 10. Auzi, păi hai noi atunci mai în față, bă, că și așa locuri găsim mai repede pentru 5 decât pentru 6, da, nu? Da, da. Ia, duce-mi da, Anca. Las că vine și Anca, n-ai tu treabă. Măi, aoleo, nu știu ce am eu, un rău așa de tren, am rău de tren, mergeți voi. Cum se manifestă la tu, Sergiu? Păi e ca rău de mare, dar e cu vagoane. Hai, duceți-vă ca să nu pierdem locurile, că... Da, da, da. Hai, hai, nu e nimeni aici? Nu, e plin, e plin. Ah, e plin. Hai, 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 Gogoașe, că mai... Ia uite, te-ai găsat, te mai trebuie cu vagonul de tren. Ia și gentile. Wow. Pentru că m-a săturat să stau numai de 6. Yes! Dă, Doamne, să ajung într-unul din decolteurile din față. Dă, Doamne, să ajung în celălalt decolteu din față. Doamne, nu-i asculta pe ăștia doi, că sunt păcătoși. Ascultă-mă pe mine. Dar pe mine, de ce nu m-ai ascultat, Doamne?
Te-am ascultat, fraiere, dar ai uitat să-mi spui ce vrei. Șefu, cineva a tras! Ce te uiți, mă, ce te uiți? Noi n-am apucat să tragem nimic. Și numai din cauza voastră, că-ți trag eu ție una retul ăla ume de vițel. Șefu, cineva a tras semnalul de alarmă. Dacă îl prind, îi sparg potul, că și-l mi-l sparg mie. Vorbește șeful unui comando terorist care tocmai a pus stăpânire pe trenul în care circulați. Din acest moment, sunteți ostaticii noștri. Vă rugăm să nu încercați cumva să coborâți din tren. E păcat de muniția noastră. Stați liniștiți și ascultați instrucțiunile noastre. Nimeni nu va păți nimic. Vă urăm călătorie plăcută. Șefu, dar ce vor să facă teroriștii ăștia cu un tren? Că să-l izbească de Pentagon nu pot, nu? Bine, să vezi ce izbesc eu dacă mă deranjează de aici. Dacă ar ști cine e în tren. Mă scuzați două secunde, frumoaselor, revin. Ți-mi e telefonul. Să vezi, mă, că a aflat teroriștii că suntem în tren și acum mă sună să-mi ceară durare. Alo, da, să trăi șeful. Vă ascult cu atenție. Da. De ce se anulează șeful permisia? Da, știm de tren. Păi chiar suntem în el. Exact. Doriți să intervenim? Bine, șef, nicio problemă, dar de curiozitate. Cam ce vor teroriștii? Ce vor, șeful? Nu pot să spun că se creează panică. Nu se creează, șeful. Suntem profesioniști. Ia ieșiți voi afară, hai! Ce vor șeful ăștia? Nu vor nimic, ci că în tren e vreo tonă de explozibil și vor să-l proiecteze direct în clădirea Gării de Nord. Dacă ați terminat cu crizele, eu zic să mergem să-i anihilăm. Cum, șefu, aveți un plan? Bineînțeles, ne deghizăm și atacăm fiecare pe plan separat. Haideți! Auzi? Dar nu se băte la ochii îmbrăcați așa? Stai liniște, băboașa, s-a legiferat. Câți băieți de ăștia, adică fetițe, am văzut eu în tren. Da. Și cum o să-i recunoaștem pe teroriști? Dar nu-i nevoie să-i recunoaștem, Gogoașă. Elementul surpriză-i totul. Da. Fii atent, intrăm brusc. Așa. Și prindem ca din oală, hai. Ok. Uite, hai. Atenție, atenție. 3, 2, 1, 5. V-am prins. De ce păpușel? Mai bine le punem pe voi. Auzi, bă, cum măză? Dar cum o să-i recunoaștem noi pe infractori? Păi le cerem biletele, îți dai seama că nu o să aibă, hă? Și după aia? Și după aia îi lichidăm pe loc. Auzi? Dar mie mi-e frică că o să împușcăm din greșeală toți studenții din trenul ăsta. Bă, Chiorete, blatiștii de bună credință îi recunoști de la o poștă, mă. De ce dracu, bă, ne-am suit în vagonul de poștă și acum spui? Stai mai și mă, din gură și hai să intrăm. Demn. Bună ziua și biletele la control, vă rog. Imediat să scot... Mă scuzați? Așa, vă rog biletele la control. Bă, nene, tu crezi că faci mișto de noi? Nu, 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 vă rugăm frumos biletele la control. Bă, după ce că suntem ostatici în trenul ăsta tâmpit, păi să mai și plătim pentru asta? Ia, hai, bă, să-i dăm noi niște bilete. Dar de ce trebuie să ne prefacem că suntem îndrăgostiți? Și mai ales de ce să ne pupăm? Ca să nu mi se vadă fața, dragă, ce vrei să mă recunoască teroriștii? Ai uitat că sunt mai cunoscut decât soldatul ăla universal al Van Damme? Fii atent aici! Wow! Sergent, dar știu că vă pricepeți! Ai văzut, dragă, că eu sunt profesionist în tot ce fac? Șase teroriști. Lasă-i naiba, sergent!
am scăpat, mă. Am sărit pe geam. Da, voi. Și noi la fel. Bine că stă trenul pe loc. Am o idee mai bună. Știu eu, o deghizare trăzlită. Auzi, mă, dar nu cumva ne-am așezat cam în drum? Ce vorbești, mă, popozonat în penis, pui? Păi unde vrea să stăm ca să vedem pe cineva dacă apare? În WC-ul? Auzi, bă, Chiorete, mai bine vezi cum te înghesui cu gogoașa în sacul ăla, că văd că ți-am place, ai auzit? Ia, șșșt, liniște că vine cineva. Nu se vrea! Măi, cine a pus mizerile astea aici? Două secunde. Unde a rămas cu deghizarea? Aici. Spune-le să pornească trenul. Ahmed, șeful autonom spune să trăniți pe gara de nord. Încărcătura e amorsată? Da, șeful. Atunci, Allah fie cu noi. Teroare și putere! Teroare și putere! Mâinile sus! Stai! Ține, dragă, mâinile unde erau, erau foarte bine! Aaaa, ăștia sunt teroriști adevărați! Păi, și cu mâinile cum rămâne? Băi, pupăză, eu îi dau treacul de terorist, dar nu se mai văd, bă. Păi, sergentul se bulănește cu aia pe unde apucă și noi zburăm cu ferestre. Eu zic să ne mai tragem sufletul, să ne odihnim și noi puțin. Băi, Chiorete, dai așa, bă, că ai dreptate, mă. Haide, bă, uite, să intrăm în compartimentul ăsta care pe deluțele trase și poate tragem și un pui de somn, nu? Da, mă, iar, ia, trage-l. Mă doare mâna, da, nebune. Aoleo! O, da, intrați! Intrați, că dacă ne aglomerăm pe aici, o să mai împușcăm câțiva. Hai, hai! Nu vreau să mor, sau măcar tu, Virgin! Bura, cu pașe! Bă, dacă e să mori, mă spunea, domnul. Dacă e să mori, măcar să mori, nebă! Eu ne-am pus gazi, mă rugăm! Uite, vă dăm pe asta! Cum, șeful, după tot ce a fost între noi? Ce a fost, că n-a fost nimic între noi? E Virgină, domnul Lanche, mă rog! Bună, soldat! Astea, soldați, executați-i! Nu! Am și eu demnitatea mea, nu pot să mor pe machiază. Mă scuzați? Dar tu mă crezi prost? Vrei să ne arunci în aer cu asta, a? Băi, ești nebun! Ai trusa mea de 200 de parai! Opriți trenul! Arăteți armații! Luați-le pistoale! Toată jar! Mâinile sus! Nu mișcă nimeni! Hai! În clipa asta îl sunează pe domnul comandant, îi mobilizați pe ăștia și predați, am înțeles? Ce meseria sunt! Mi-a plăcut pe dimensiunea asta, e praș! Mă scuzați două secunde că eu am o discuție personală. Unde nu mă se semne cu discuția noastră? Uite aici! Felicitări, sergent! Vă mulțumesc, domnul comandant! Ați devenit eroi, mă, acum! Ia uite, sergentul e chiar rănit! În luptă, șeful! Păi, aveți grijă că vine televiziunea! Televiziunea? Permiteți să mă retrag două minute, mă duc până la toaletă să mă aranjez! Bine, dragă, du-te! Și voi? Unde ați pus explozibilul? La toaletă! Rămâneți cu noi! Revenim imediat! Aici. Nici nu pot să mă desfășor de ele. Am eu grijă. S-a luat și pastă? Te așa luat ceas? Pleacă și tu! Băi, și aveți grijă ce vorbiți cu reporterea de la televiziune. Să nu faceți de râs acum la spartul târgului. Succes! Mulțumim, domnul comandant!
Să trăiți, domn comandant! Mai aveți nevoie de mine? Te mai capezi cu vagonul de tren! Ia-ți licențile! Ajutați-mă să ridice! Mai pune mă mâna, mai faci și tu sport, bă, cum ai căzut așa, rămâi pe costele! Același! Trec? E pe picior, nu. Păi ce-ți trage eu la botul ăla? Șeful, cineva a tras semnalul de alarmă! Dacă îl prind, îi sparg botul, că dacă... De ce trebuie să ne... Gata, gata, nu că nu mai râdem. Ce te uiți, mă, așa? Noi n-am apucat să tragem nimic. Din cauza voastră, trag eu una ție în râtul ăla. Cum e, mă, umed, de vițel? Foarte bine! Și acțiune! Stai, Ștefan, acum am zis, acțiune e să... Lasă că lucrează în altă parte, băi, pe alt platou acolo. Eu te vreau!